Ajunși la Vaslui cu o întârziere de mai bine de o oră, participanții la această mișcare de protest s-au deplasat pe străzile Vasluiului, reclamând sprijinul populației locale în reușita preconizate mișcări de protest. În piața civică a municipiului Reședința de Județ, cei aproximativ 100 de protestatari au scandat lozinci ce îndemnau populația la nesupunere civică. 13 februarie! Veniți cu noi alături de noi în Convoiul pentru Libertate pe 18 februarie! Să îngropăm o dată pentru totdeauna această lege 55 și dictatura sanitară! Gata! Gata cu pandemia și atunci trebuie neapărat să se termine cu orice fărâmă, orice măruntai de certificat verde de pe teritoriul țării noastre! Această bătălie trebuie neapărat continuată, sincer vă spun, nu merge așa, facem un flash mob aici, slavă Domnului, vă felicit pe toți, dar trebuie să-l continuăm. Sprijinim... Două doleanțe principale, abrogarea legii 55, jos cu starea de alertă, jos cu orice fel de certificat digital din România. Bravo! Vrem această eliberare a românilor de o minciună care durează de 2 ani, și pentru care dorim pedepsirea trădătorilor și a ucigașilor și a asasinilor economici. Pentru că problema nu este numai dictatura medicală, problema este și dictatura asasinatului economic. Această mare resetare care a început cu pretexte medicale, a început cu un virus fabricat despre care se știe tot traseul fabricării lui, se știu autorii patentelor, s-au bătut pe patente și nimeni nu-i bagă la pușcărie. Tot traseul acestui virus a fost cunoscut, se știu făptașii, se știu mobilele, s-au recunoscut profiturile și tot nu se ia nimic. De ce? Pentru că suntem de facto sub un bocanc al puterii mondiale. Și atunci vrem ca acest bocanc să fie demascat, vrem ca ceilalți români ai noștri să înțeleagă că marea resetare este atât economică, cât și medicală, cât și mai ales de control al libertăților noastre. Și cei care și-au bătut joc de drepturile și de libertățile poporului român, cei care au încălcat în mod flagrant legea, și nu orice lege, cea mai fundamentală lege din România, Constituția, trebuie luați, pedepsiți și băgați într-o celulă. Nu mă interesează dacă îi bag în celule separate sau într-o singură celulă, dar ei trebuie pedepsiți. Adevărații teroriști, adevărații zădărnicitori ai libertăților noastre, ei sunt. De la Vaslui, Convoiul Libertății a plecat spre Bacău.